Nu s-o băgând la cuptor. O, gata. Salutare tuturor! În acest videoclip am fost la bunica și am filmat rețeta dumneai pentru plăcinta curdă și mărar, una foarte bună pe care am mâncat-o cu drag și în trecut. Sunt sigur că nu sunt doar eu de părere aceasta. Când vine vorba de modul de pregătire, ei bine, ca și în trecut, o să o luăm cât mai pe ocolite. Pentru cei interesați doar de rețetă, am lăsat în cutia de descriere atât modul de pregătire cât și ingredientele. Asta se va întâmpla în prima parte, iar în a doua parte am avut ocazia să filmăm cum se face această urtă pe care am folosit-o la plăcintă. Adică am fost la stână și am filmat cum se mulgoile, modul de pregătire, inclusiv ambalarea, așadar cu adevărat o experiență pe care vreau să vă arăt și vouă, pentru că este foarte interesant, eu am învățat foarte multe, așa că nu mai lungesc. Asta se va întâmpla în aceste două părți care vor urma. Ăla-i caș. Sănătate. Mulțumim. Da. Bun, deci mergem acum după mărar, în spatele șurii. E fain, izmurcui, pătrânjii. Roșiile, să vezi cum se prind. Am pus și aici. Pă, ce mi sunt acum, dar ce roșii dulci o să fac astea. Este mărarul și ăla. L-ați cules un pic, a? L-am rupt din el, știi? Da. Da, cartofii mari și sănătoși. Ia uite aici. Fă plin de gândacea, păi am stropit ce-o murit. Ne. Da. Aici ce puneți, mă? Se fac să pui varza asta. Vezi? Să pui hirele astea. Așa târziu puneți varza? Păi sigur. Se face până toamnă. Da, uite cum aveți mărar și aici în spate. E. Păi fă multe acești și l-am smuls. Da, ați băgat și ala de mărar sau? I-am băgat la ladă, s-a în la iarnă. Da, frumoasă și curată grădina dumneavoastră, mă. Deci eu mă scol dimineața curând și viu până la 9, la 10, când de căldură. Și sap, seara iar de la 8 până la... Păi, nu-i gata treaba, nu? Mă, Doamne, dă să iese bună plăcinta. Doamne, dă. Bun, deci facem mumă, plăcintă cu urdă. Plăcintă cu urdă. Destul. De să fie aici un kilogram de urdă sau să fie mai mult, mumă? Pe un kil. Urda de la vecinul de azi dimineață. Urda de la vecinul. Două ouă. Pa, ce galbene sunt. Îți galbinești. Bag două vanilii. Două de zahăr vanila și ați mai băgat acolo cupa aia de sfertul ăla de cupă de zahăr. Păi să fie acolo vreo 5, mă gândesc, 6 linguri. Cam așa. Lapte tot așa băgați la ochi? Sau băgați tot ce aici în cupă? Nu.
nu prea merge fără mărar, așa? Bine, și fără mărar, da. Să dă un gust aparte. E. Se și colorează frumos acum. Ia uite ce puncte verzi are. Da. Deci, e gata umplutura. Ce avem aici? Urdă? Da, mărar, vanilie, zahăr, ouă. Dar chiar miroase bine. Deja miroase bine. Chicoțe de lapte. Să fie așa mai moale, mumă, nu? Păi e, nu chiar. Deșe. Gata. Deci acum facem aluatul. Cât și ce băgăm aici, mumă? 2 ouă, un pahar de zahăr. Un pic de sare. Un ciuc cu ouă galbine, vezi, el de casă, nu ca ele de la magazin. Chiar că. Băgăm lapte. Tot așa, aceeași măsură, același pahar. Da, un pahar de lapte, unul de ulei. Mumă, dar aluatul pentru plăcintea asta puteați face și cu drojdie, nu? Și. Ați mai făcut și cu drojdie până acum, nu? Nu, când asta fac doschit, fac și cu drojdie. Doschit pot să faci. Cu urdă, știi? Da, na, o să merge mai repede, a lua mai rapid, doar cu praf de copt. Să băgăm lămâie. Praf de copt, ha? Praf de copt. Să-l strângem cu oțet. Ce fain se strânge, a? De la oțetul ăla. Băgați și zahăr vanilat, mumă, aici? Ba, n-am băgat Dacă am băgat la mâie... Făină băgați, așa, cât înghidea, nu? Prinde și cum... Nu bag la cântar. Tot timpul ochi, a? Deja începe să se mai lege. De la mărar. Pă, da, n-are nimic, uite ce puncte verzi are prin el. Nu-i rău deloc dacă mai rămas pide. Păi de ce să fie? O, ce bine, e nici moale, nici tare. E, uite așa. Ați mai făcut așa ceva? Iasă din prima la ochi. Păi cum să nu? Să aduc sucitorul, țără. Sucitorul, da. Mă, tipsie, asta e cam mică, că... O să mai plăce de făină, că e cam moale. E cam mică, tipsie, asta? Păi nu, după brotul ăsta, cam mai mare, dar nu se-l potrivește. A, deci doar dacă s-a făcut afară, să zic, într-o tipsie la mai mare. De la cuptură la ei.
mai mare, știi, cuptorul. A, deci asta e, da, maxim pentru... Asta e după tipșie. Tipșie după cuptor. Pă, ce galben și-a luat ăsta. Ouă de casă. Ce atent îl întindeți ca să fie cât mai bine întins, să nu fie mai gros într-o parte și mai subțire în alta. Uh-huh. Mi trebuie întins. Nu se bunghește încă. Deci întins subțire, ia să se vadă pe aici. Vezi că e destul acum. Nu se pune mur, da? Dacă s-o pui toată, pe cât va fi? Dacă ește. I-a dat Dumnezeu urdă. Nu știu. Acum să tindem asta lapte. Nu așa, mă, Alex, să nu mur, să nu fac plăcintă curdă. Că-s bătrână de rău. E, mumă, dar asta nu se vede, nu se arată. 84 de ani, ce mai vrei să mai fac? E bine că puteți încă una. Așa. Mumă, dar asta o faci de mult plăcinta, nu? Ce? Plăcinta asta curtă. E. Da, făceau și săsoaicene plăcinta asta curtă? O făceau așa? Sigur. Curtă și plăcinte împăturate făceam mama mai de mult. Curdă. Și cum se făceau alea diferit față de asta? Iară nedoșchită, așa le împăturai cu un soare și puneai urdă și le coceai pe foc, pe clătitaruri, pe țiglă. No, ia să vedem acum. Să se potrivească pe tavă, păi da. Pe tipție. Să potrivească, acum... Bun? Parcă e bună. Ideci. Era fix. S-a potrivit. Mă, Doamne, cociu, fain. Doamne, da. Nu s-o băgând la cuptor. Nu așa, mă, Alex. Trebuie focul încet acum, știi? Să nu se arză, numai așa încet. Și cât o lăsăm mumă la cuptor? Până se face, ha? Păi să vedem, o jumătate de ceas. Bun, jumătate de ceas. Cam așa. Pe coasă, după, să ai grijă la foc, cum bagi. Dacă bagi prea multe, să arde prea multe lemne. Nu e ca la ragaz, nu? Dai focul mic și... În ragazul nu. De jos, să arde, deasupra nu se coace. Păi coace mai bine cuptorul ăsta. Da, am văzut că ați băgat și țigle de desubt în cuptor. Pui două țigle, că dacă nu se arde. Și alea țin și căldură. Două țigle pui acolo și ca pe să coace fain, știi? Chiar că, când ați făcut plăcinta cu măr, tot așa ați făcut. Tot așa e. În aceeași tipsie ați făcut, așa? Tot în tipsie asta.
la platul, soba care o am la cuptor, acolo e mai mare tipsâie. Că e cuptorul mai mare, păi ce așa e brutul ăsta. Da, ați mai făcut și dincolo? Am făcut și dincolo ieri, am pus o prescură. A, da? Uh-huh. Am pus un aici și un acolo. Uh-huh. Așa o luat acum, e bine. E bun. Se face încet. Uite ce Alex. Am pus-o. Asta chiar e frumoasă, soba. Asta e de 50 de ani. Asta era... A fost în casă, sus, în dărâm și apoi am făcut soba acolo de teracotă și asta m-a dus aici. Yeah. Sucuri ne-au luat atunci. Cuptorul de pâine? Când vine Oane să facem și cuptorul, să facem pită odată. A, pită, da. Și îmi zicea mami că făceați plăcintă cu varză și cu ceapă? Yeah. Eu nu mai mi-aduc aminte. Știu când făceați pâine și băteam pâinea. Eram copii, băteam și noi. Băteam pâine când o scoteai din cuptor. Pă, și ce bine miroase deja. Ai turc cuțire. Dacă eu luat-o ăștia acum. Nu mai bag acum. Să facă încet. Dar stai că o scos să vedem. Să nu se arză. Să vedem. Mai trebuie. O melas chiar o ține. Foarte fain, da. Fain, e. Ce frumos, ce bine miroase. Chiar nu mă ține și gata. O, gata. Ia uite. Uite. Ce frumos o brânzat. Noi când s-o copt de fain, vezi? Nu, poți să-l întorc. Da. Acum. Hup. Acum. Hup. Vezi, s-o făcut și pe vatră, vezi? Fain. Uh-huh. Fain. Acum s-o întorc pe partea asta lantă. E, ambele părți sunt frumoase. E. Cu fain că o să lași plat, foc încet. S-o întorc pe ăsta și apupui pe ăla, știi? Uite așa, te apupui pe ăla. Up! Ia. Uite așa. Și gata plăcinta. Arată bine, așa-i? Nu bine, foarte bine ieșit. Nu. O tăiem, mumă? O tăiem. Să vedem ce-o ieșit aici. O, dar știi că ăsta nu mere să aduc cuțitul ăla la... Pe, câtă brânză și ce frumos. Să punem într-o farfurie. Mă... Bună plăcinta noastră, și? N-ar contrazice nimeni. Este urdă ca lumea. Opa. Nu și-a dore. Na. Poftiți la masă. Da, mulțumesc mult pentru plăcinta, mumă.